Misiune dificilă pentru forțele navale române. Marinarii militari vor respinge un desant fluvial și aerian la gurile Dunării în Deltă și în zona de litoral din nordul Dobrogei. Este scenariul exercițiului Danube Protector 2022, care se desfășoară până data de 7 aprilie în Dobrogea. La exercițiu participă șapte nave militare fluviale, zece embarcațiuni rapide de asalt, o companie de infanterie marină și un pluton de infanterie de la Brigada Nouă mecanizată. Obiectivul principal al exercițiului este consolidarea deprinderilor militarilor pentru executarea acțiunilor tactice de contracarare a unui desant aeromobil în condițiile amenințărilor de tip hibrid și cu riscuri de atac bacteriologic sau radionuclear.